Salut, camarazi! Vreau să vă anunț că sunt bine sănătos. După cum vedeți, sunt în formă maximă. Am fost la țară. De duminică după amiază încep să mă mut la țară. Cu cățel, cu purcel, încep să încar bagajele la țară. Sper să fie bine. Pentru că n-am casă, o să fiu proprietarul la 30 de case părăsite. O să dorm în fiecare noapte într-una, știi? Deci am găsit, ăsta e planul B. Înțelegeți? Sper că o să fie bine, o să vă filmez de acolo, o să vă gătesc. Deci am mici speranțe că o să fie în ordine. Vreau să vă zic că aseară am făcut un live pe canalul unui camarad catar, Alexandru AKV, cu K și cu W. Dacă vreți să vă uitați acolo, a fost un screenplay de screenyard de 2 ore aproape. Deci am avut și un invitat, un camarad care s-a liberat de la pârnaie și ne-a spus ce atrocități sunt acolo, în afară de ceea ce vă spusesem eu mai înainte. Dacă vă interesează, intrați acolo și o să vedeți pe canalul Alexandru AKV screenyard-ul de aseară. Deci, în rest, ce să vă zic, viața merge mai departe. V-am zis că începând de duminică după amiază, când termin la miere, încep să încar lucrurile la țară și buteria. O să vă gătesc acolo cu apă din Neajlo, care e foarte limpede. Sper că o să vă placă, o să vă gătesc la foc de tabără. Încerc să aduc și niște invitați sau invitate să gătim acolo la iarbă verde. Sper că o să vă placă, sper că totul o să fie bine. Așa, camarazi, rămânem precum catarii, umăr la umăr, pe mai departe. Pa, camarazi!